Eu simt că deja sunt ca o echipă. Bisericuță aici. Da, într-adevăr, și eu am simțit că sunt o... Asta este singura problemă pe care Grațiela o are, că ea nu știe să spună lucrurile astea în fața unei persoane. Elena și Asiana nu mai aduc puncte. Bă, încet, încet se cam duc echipa veche. Trebuie să plece și ei acasă. E momentul. 3, 2, 1 și... Sunt doi stâlpi de forță, erau acolo Bogdan și cu ceilalți. Doi concurenți foarte motivați. Ușor, ușor ne dorim să plece unul câte unul. Astăzi veți avea cea mai mare miză de până. Veți juca atât pentru imunitate, cât și pentru provizii. Doi concurenți care nu suportă să piardă. Atenție mare la acest obstacol din... Apele totemuri! Explodează! Ușește! Conjează, nu reușește să iasă. Duelul acesta între echipe a ajuns la un alt nivel. Știță te-a numit huligan. Acest huligan, Andrei Ciobanu, mai întâi aduci puncte și apoi spui ceva. Wow, fii atent.